Neața tuturor! Vă rog să-mi confirmați cei care intrați sau care ați intrat deja. Vă rog să-mi confirmați că mă auziți sau dacă mă auziți. Puteți confirma că se aude? Perfect. Așa cum am promis, aceste sesiuni vor fi cumva tehnice și nu vor dura foarte mult. Așadar, avem la dispoziție circa jumătate de oră ca să lămurim lucrurile atât că putem să-l într-o jumătate de oră. Înainte de a trece la sesiunea propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sugestiile pe care mi le-ați oferit atunci când am întrebat despre ce vreți să discutăm în aceste sesiuni. Cu siguranță vor mai apare și alte sugestii, dar deocamdată le utilizăm pe cele pe care le avem deja. Din nou vă mulțumesc și le voi folosi ca atare. Am preferat sau am dorit să încep cu acest material, cum să nu mai judeci despre judecată, pentru că aceasta este cea care dă naștere realității. Și punctul de plecare, cum este și firesc, ar trebui să fie acesta. Bun, acestea fiind spuse, ar fi cazul să trecem la treabă. Înainte de a discuta tehnic, teoretic despre cum să nu mai judeci, vom face un exercițiu practic. Acum că cei care vor veni vor intra și. Nu vor prinde explicațiile în ceea ce privește sau recomandările în ceea ce privește acest exercițiu. Asta este. Îl vor relua și cu siguranță vor putea să îl uh, pună în aplicare. Deocamdată lucrăm cu cei care se află deja aici și cu care putem să punem în practică ce am spus, ce urmează să se întâmple. Așadar. Pe cei care ați intrat deja, vă rog să vă așezați comod. Nu trebuie să luați o postură spirituală, da? Nu trebuie să luați o postură specială pentru asta, pur și simplu stați așezați. Și aici am două recomandări pentru că e vorba despre atenție și observare. Recomandarea este să cumva să te încadrezi sau să te auto-încadrezi într-una dintre cele două grupe, și anume emoțional și rațional. Sunt, după cum bine știm, două categorii preponderente și unii dintre voi vă aflați în zona preponderent rațional, adică gândiți mai mult, iar unii trăiți mai mult la nivel emoțional. De deci, ce acest lucru o să vedeți după? Deocamdată, Facem un exercițiu de focusare atenției și această atenție va fi distribuită sau va fi direcționată în funcție de alegerea pe care o ai. Dacă ești preponderent rațional, vei urmări un gând sau cum apare un gând. Dacă ești preponderent emoțional, vei urmări o senzație, o emoție, o stare care se manifestă în corp. De acord? Vreau să îmi spuneți că ați înțeles sau dacă ați înțeles sau dacă aveți întrebări în legătură cu treaba asta. Eu zic că a fost suficient de clar. Deci, atenția pe preponderent, pe predominant. Dacă ești rațional, Asupra unui gând, dacă ești emoțional, asupra unei senzații stări sau emoții. E ok, da? Bun. Începem exercițiul. Din acest moment, atenția este orientată spre ceea ce ai ales. Fie emoție, fie gând. Ce urmărești? Întâi îți așezi atenția, de fapt, hai să facem chestiunea asta ghidată ca să fie mai ușor, da? Începem acum. Deci primul lucru este să-ți focusezi atenția asupra posturii corpului, indiferent care este aceasta. Urmărești postura, observi cum stă corpul? Pur și simplu. Nu te implici în altceva decât în a fi atent. După ce ai observat cum stă corpul, Îți muți atenția fie pe un gând, dacă ești preponderent rațional, fie pe o emoție. Sau, mai corect spus, atenție în așteptare, ca să fie și mai ușor. Să nu te duci direct spre gând sau spre emoție, facem altfel. Atenția să fie în așteptare. Deci după ce ai urmărit corpul cum stă, rămâi cu atenția neutră, în gol. Nu o focusezi pe nimic. Deci, este atent și atât, nu la ceva anume. Acum, din acest moment, din această postură de atenție neutră, cei care sunt preponderent emoțional urmăresc cum se naște un gând, indiferent care este acesta. Iar cei care sunt preponderent, cei care sunt preponderent raționali urmăresc nașterea unui gând, iar cei care sunt preponderent emoționali nașterea unei emoții sau a unei stări sau unei senzații. Deci atenție orientată spre unul. Nu mai multe, unul. Un singur gând sau o singură stare sau emoție. dacă n-ai apucat să-l vezi sau să o vezi, ia-o de la capăt. Treci din nou în starea de atenție neutră și stai la pândă. Deci relaxat în corpul tău, atenția neutră asupra ceea ce se naște. Fie la nivel emoțional, fie la nivel rațional, în funcție de ceea ce ai ales. Bun. Aveți timp să mai faceți exercițiul ăsta și după. Întrebare. Dacă ați observat cum se naște senzația sau gândul, cu siguranță ați observat și ce, ce urmează după. Îmi puteți spune ce urmează după? Deci să o luăm logic. Atenție, gând sau senzație, văzut cum se naște și ce urmează după. Urmează sau nu urmează ceva. Deci, urmează, da? Bun. Așa se naște realitatea, și vă povestesc imediat ce înseamnă treaba asta. Din starea de atenție ai observat că se naște ceva. Imediat după urmează interpretarea, discriminarea. Aceasta este judecata. Da? Deci orice etichetă pui respectivei senzații sau stări se numește judecată. Și această judecată practic înseamnă catalogare. Înseamnă nominalizare. Înseamnă că i-ai dat o valoare. Deci dacă apare ceva și la ei introdus într-o categorie, se numește că l-ai judecat și nu îl judeci tu. Primul lucru pe care l-ați observat cu siguranță este că acest proces se întâmplă de la sine. L-a provocat vreo unul dintre voi în mod intenționat? Deci cumva te-ai hotărât tu să judeci? Deci se întâmplă automat, da? Tu doar constați, nu? Pur și simplu, vezi cum se întâmplă lucrurile, da? Într-un anumit moment, după ce ai văzut <coughs> cum se întâmplă, tu decizi în mod inconștient. Deci deja vorbesc prostii când spun că tu decizi inconștient. Deci urmează o reacție inconștientă care se numește identificare. Și acum, ca să discutăm tehnic, da? Am făcut aici o schemă, mi-a luat ceva timp, vreo 5 minute să o pun pe hârtie, uh, mi-a luat 5 minute să o pun pe hârtie și după aia jumătate de oră ca să o fac cât de cât inteligibilă. Deci avem aici o schemă, ea arată cam în felul ăsta, da? Uh, cred că o să o pun un pic așa. Ea, or, normal că nu o să o puteți citi pentru că este pe invers, da? Ar trebui să o scriu invers ca să o vedeți. Dar spune așa, o să o folosesc în felul ăsta. Și ca să vă vină ușor, o să înțelegeți la ce mă refer. Deci, aici în mijloc, este ceea ce numim stare. Adică starea în care funcționezi în fiecare clip. Dacă starea ta este de conștiență, procesul ăsta de aici, nu, nu prea are sens. Adică, cel puțin partea superioară a ceea ce explic este egal cu 0. Dacă ești inconștient, tot ce se întâmplă aici, ți se întâmplă. Adică, mintea ta funcționează pe automat. Tu nu ești acolo. Și cum se întâmplă treaba asta? Deci, starea din care, repet, starea din care pornești, de atenție sau de neatenție. Este cea care determină modul în care este creată realitatea ta, în fiecare moment. Apoi, avem aici un stimul intern sau extern. Acest stimul poate fi o privire, poate fi un imbold din partea cuiva, poate fi o înjurătură, poate fi o vorbă bună. Poate fi cineva care staie calea în trafic. Deci nu contează. Stimulul este cel care, intern sau extern, da? deci ori este vorba despre o stare, de o senzație care vine sau un gând care vine din tine, așa automat de nebun, ori ceva extern care provoacă. Da? Deci acest stimul are două căi de manifestare în funcție de starea de care spuneam, conștiență sau inconștiență. Și o luăm cu cea inconștientă. Dacă ești, dacă stimulul te găsești în stare de inconștiență, urmează identificarea. Și exact asta am făcut noi acum, da? În momentul în care te-ai așezat în corp, te aflai într-o stare de atenție neutră. A venit un stimul care era un gând sau o senzație, și a urmat ce? Identificarea. Care spune ce? Eu sunt ceea ce se întâmplă. Treaba asta se întâmplă cu o viteză fantastică, evident, și n-ai timp să o vezi. Pentru că mintea are milioane de ani de antrenament, iar tu ești nou-nouț. Abia ai câțiva anișori. După ce s-a întâmplat identificarea, abia după, deci ca să vedeți că judecata nu se întâmplă dintr-o dată, da? necesită secunde bune până să se întâmple judecată. De fapt, milionim de secundă, nu foarte mult. Deci, din punct de vedere tehnic, ar dura ani, dar din punct de vedere al fenomenului intern, se întâmplă milionim de secundă. Repet, stimul, în funcție de stare, urmează identificarea și abia după urmează judecata. Judecata înseamnă că mintea ta, Automat, în funcție de stimulul pe care l-a primit, care îi place sau nu îi place, decide dacă este bun sau rău. Dacă este bun, acționează într-un fel, dacă este rău, acționează în alt fel. Aici avem reacție, deci nu acțiune, ci reacție, pentru că prin identificare tu ești una cu mecanismul. Când acesta judecă în mod automat, ghișce, reacțiile tale sunt automate. Pentru că să nu uităm, starea din care am plecat este inconștiența. Și atunci tot procesul este inconștient. Starea inconștientă duce la reacție, nu la acțiune. Nu la decizie, ci la reacție. A reacționa înseamnă automat. Se întâmplă fără ca tu să-ți dai seama. Și de aceea foarte mulți oameni se găsesc de foarte multe ori în situații de rahat și apoi se întreabă cum au ajuns acolo. <laughs> Reacția se prezintă sub forma celor trei tipuri de manifestare, da? care înseamnă luptă, adică mai iau la ceartă cu mine sau cu celălalt, fugă, adică evit conflictul sau mă ascund de mine și îngheț, atunci când mintea nu are niciun fel de informație în memorie ca să poată prelucra ceea ce se întâmplă în gheață, pur și simplu rămâne precum căprioară în, fara, în fața farurilor mașinii Și nu, e confuză total, nu știe în ce direcție să se ducă. Și bineînțeles că după ce reacția a fost inconștientă și ai luat deciziile inconștient, ai luat, că n-ai luat, deci tu n-ai luat nicio decizie, totul se întâmplă inconștient, rezultatele sunt pe măsură. Acest proces, astea sunt rezultatele pe care le obții în inconștiență și de obicei aici ce e? Suferință. Am spus rezultat într-un mod blând. Dar de obicei aici este suferință. Și bineînțeles că toată această poveste, în cazul inconștienței, se repetă. Deci merge, este un circuit de aia și spune cum îi spune de aia și spune karmă de -aia e și spune. Uh, Iată că am uitat, îmi stă pe limbă acum. Roata infinită a. Uh, samsara, da? Roata infinită a suferinței. Uite, așa se întâmplă la nivel ingineresc, da? Ăsta e mecanismul. Pornești din inconștiență, te întorci în inconștiință. De ce? Pentru că mecanismul are istorie are memorie și treaba lui este să repete același tipar în fiecare ciclu pe care îl face în fiecare milionime de secundă. Dacă tu nu ești acolo, adică dacă nu ești atent, toate lucrurile astea se întâmplă fără tine. Și bineînțeles că după aia spui: "Vai de mine, ce mă doare." Partea a doua este când stare este de conștiență. Și asta este foarte distractiv pentru că vezi ce se întâmplă apare stimulul. Tu îl observi. Îl vezi cum apare. Și ați observat că unii dintre voi, pentru unii dintre voi răspunsul a fost apare stimulul și dispare. Exact asta se întâmplă. În momentul în care tu ești atent și apare stimulul, prin observare, el se dizolvă instant sub ochii tăi. Deci moare exact așa cum s-a născut, așa se duce. Pentru că nu are cine să se identifice cu el, nu are cine să interacționeze cu el, ghice. Vine, se uită și pleacă. Dacă nu dai mâna cu el și nu-l întrebi de sănătate și îl lași să plece, nu-ți face absolut nimic, indiferent de ce la ce nivel se întâmplă. Se poate întâmpla la nivel fizic, da? O durere foarte puternică. Nu înseamnă că nu te doare. Corpul tău se află în durere. Dar dacă tu decizi că durerea este acolo fără tine, la un moment dat durerea se duce. Că este fizic, că este emoțională, că este indiferent cum arată. La fel și cu plăcerea, același lucru. Că uh, din uh, uh, chestia asta uh, a identificării, identificarea poate fi și pentru plăcere, nu doar pentru durere, da? Dacă tu observi plăcerea detașată, adică, ok, a venit, mă bucur de ea și o las să plece, Ghisce, la un moment dat, dispare fără niciun fel de problemă. Când există identificare, există și sursă de plăcere pentru menținerea și întreținerea viciilor. O să discutăm despre asta în alt material. Deci, în momentul în care tu ai observat ce se întâmplă, chestia se dizolvă. Indiferent că este emoție, indiferent că este, nu știu, gând, senzație, stare, cum vrei tu să o, să o numești, se dizolvă. Acum, există în momentul în care se dizolvă, există posibilitatea ca tu să iei o decizie, să dai curs a ceea ce se întâmplă sau să lași să dispară. Deci, poți să te duci în zona de decizie, abia atunci vorbim de decizie. Dacă aici vorbeam de reacție, adică pur și simplu tu nu existi, se întâmplă prin tine, fără tine, aici este cineva care e de gardă, da? Vorbim de starea de atenție. Este cineva care e de gardă și spune, cred că individul ăsta merită o lecție. E cazul să deschid gura și să-i spun vreo două. Sau, mai bine văd treaba mea. Deci există cineva care vede ce se întâmplă, care vede reacțiile și care spune nu-i treaba mea, eu nu mă bag în așa ceva. Și cum face chestia asta? Prin răspuns. Deci nu prin reacție. Vede cum se dezolvă și ia o decizie. Dă un răspuns sau nu dă un răspuns. Un răspuns poate fi o acțiune, în momentul ăla, necesară, dacă este cazul, sau non-acțiune. Adică pur și simplu își vede de viața lui. Și aici se încheie ciclul. Deci pentru povestea asta aici se încheie ciclul. Nu mai există ceva mai departe. Când ești atent, toate se termină în momentul în care se termină. Ori dacă dormi, toată chestiunea asta se repetă la infinit. Și samsara asta, cum, îi spune, cum spun indienii, sau ciclul nesfârșit al suferinței, merge până mori. Și după ce mori, că mintea ți-o iei cu tine și te întorci înapoi cu ea. Cam așa stă treaba din punct de vedere tehnică. Acum, cum faci să nu mai judeci? Pentru că a trebuit să explic mecanismul ăsta ca să puteți înțelege o chestie banală, simplă, și anume că atenția este cheia. Deci dacă vrei să nu mai judeci, adică nu că să nu mai judeci, să nu mai participi la judecată și judecata să se dizolve în timp, fii atent, constant, la ceea ce se întâmplă în corpul tău. Toate senzațiile, toate stările, toate emoțiile, toate gândurile trebuie observate. Primul pas este atenția. Dacă această atenție nu poate fi cultivată în mod, să zicem, direct, adică doar să te uiți așa, pentru că nu ai antrenamentul necesar, ia-ți o agendă și când te apucă bâzdâcul, Adică atunci când vezi că o ei personal, când te identifici cu povestea, când începi să te iei la luptă cu lumea sau cu tine, scoate agenda și scrie. Tot ce apare în tine, pune pe hârtie. Adică, m-a enervat gigel, adică stimulul. M-a găsit în stare de somn. Nu eram atent. Am luat-o personal și m-am identificat cu ce a spus. Ce a spus gigel despre mine? Că sunt așa, că sunt așa, că nu fac aia, că ar trebui să fac aia. De ce mă supără treaba asta? Pentru că și începi. Eu cred că, eu cred că, eu știu că, și vei constata cum toate valorile tale sunt cele care determină modul în care te identifici cu povestea și cum reacționezi la poveste. Deci, dacă nu o poți face în mod firesc, adică apare și ești acolo, în clipa aia, în milionimea aia de secundă, ești atent și vezi cum se întâmplă. Și ei deciziile de rigoare, atunci folosește scrisul ca instrument, ca antrenament, pentru a vedea cum se întâmplă procesul ăsta al judecății. Și repet, judecată nu înseamnă tribunal. Judecată nu este ceea ce credem noi că se întâmplă. Adică, cum am învățat noi că există un judecător la tribunal care decide, care dă decizii, care, eu știu, vorbește cu avocații și așa mai departe. Nu. În cazul nostru, judecată înseamnă, ca să-i spun în românește, dar ea în mod normal vine din budism și se numește discriminare. În românește se cheamă discriminare, mai corect. Discriminare înseamnă că mintea ta a ales în funcție de stimul, într-o milionime de secundă, ce este bun și ce este rău. După această alegere, restul este poveste. Restul este istorie. Dacă mintea ta, dacă tu ești capabil să-ți vezi mintea, să vezi mecanismul, cum îi spun eu, da? Dacă ești în stare să vezi mecanismul în clipa aia cum alege ce este bun și ce este rău, și cum alege și nu interferezi cu această alegere, toată povestea se termină acolo. Te vezi cum ai tendința să te bagi în discuție, în tine, dar în capul tău. Deci în tine există niște alegeri și tu ai tendința să-ți bagi nasul acolo și să spui da, ai dreptate. Sau nu, n-ai dreptate. Deja ești prea departe. Trebuie să vezi momentul în care se naște acea alegere subtilă. Când vezi în tine cum apare un stimul aparent neutru, da? Neutru, deci complet neutru în acel moment. Până nu spui tu dacă e bun sau rău adică nu te implici în poveste, sau mai corect, vine stimulul, decizia a fost luată că e bun sau rău și tu participi la această alegere. Dacă tu nu participi la această alegere, totul se termină. Vă este clar cum stă treaba? Aveți întrebări? Da? Deci, asta înseamnă să-ți urmărești, asta înseamnă practică, da? Asta înseamnă să urmărești ceea ce se întâmplă în tine, să descifrezi modul în care îți funcționează rotițele. Nu să stai să... Nu înseamnă sunt fericire, sunt divin, sunt steluțe, sunt praf de stele. Nu, înseamnă să te uiți. Asta e introspecție, așa se numește. Deci, înseamnă să stai să te uiți în tine și să vezi mașinăria cum funcționează, la toate nivelurile, pe toate planurile. Și în momentul în care vezi cum funcționezi în felul ăsta, ce? Toate merg cum trebuie. Am primit un milion de întrebări. Voi lua aceste întrebări pe care le puneți: cum să fac să fiu atent, cum să fac să fiu acolo și așa mai departe. Și o să fac live-uri dedicate. Astăzi am discutat doar despre judecată. Da? Despre cum să nu mai judeci. Acesta este începutul practicii, ca să-i spunem așa. A doua o să fie despre cum să fii atent. Că toate sunt legate. Cum să nu judeci, cum să fii atent, cum să te detașezi, toate au, da. Deci nu, vorbe, nu vorbim despre cum să-ți păstrezi relația cum să-ți crești copilul, cum să, nu știu, altele. Da? Vorbim despre practică. Și dau instrumente practice pentru cei care vor să facă practică. Cam asta a fost sesiunea din această seară. Eu vă mulțumesc pentru întrebări și pentru pentru cum le spune recomandările și Îndrumările pe care mi le-ați dat data trecută când mi-ați dat răspunsuri La întrebarea pe care am pus-o legată de cum să despre ce subiecte să alegem la aceste sesiuni Despre cum Dacă mai aveți întrebări, puneți-le la live-uri Eu o să am grijă să le adun Bineînțeles că nu o să pot face live-uri zi de zi O să le fac atunci când am timp și pentru moment cam asta este treaba. Eu vă mulțumesc din nou foarte mult. Puneți în practică, revedeți materialul și ne vedem data viitoare. Da? Seară liniștită tuturor! Pa!